Hey, baby, I just wanted to tell you that I love you, that you set my soul on fire. But it's not just a spark, it is a big roaring flame. I can feel it now, growing in my throat. I wanted to sing your song, but I lost my voice in a Răgușeală accident. So I can maybe try singing in French, which sounds a lot like Răgușeală, and French it's also the language of love, but more of Răgușeală, because it's like also the language for pirates, I think. Yes, I wanted to speak to you softly, because otherwise my throat will hurt. Nothing more that I can do, but I couldn't let this magical event pass by. I was up in the mountains today and came back like this. It's like a gift. I came back enlightened in my throat. Și când te gândești că unii insistau să iau paracetamol și să pierd acest minunat dar al unei voci de aur. Salut, Leonard. Sigur, mai încolo facem și un duet. Oh, ce-am făcut? Mă scuzați, nu trebuia să-mi trec vocea. Trebuia să o las așa. Până mâine dimineață, probabil că această voce va dispărea. Dar nu-i nimic. Am înțeles că dacă ieși afară în frig cu capul ud, se revine repede. Și oricum, o răceală e ceva banal ce se întâlnește pe toate drumurile. Deci ar trebui să fie ușor să o recuperez. My sexy voice. Dacă astăzi pe traseu nu am putut să strig la ăia care o luau în față de nebuni, noroc că nu am astfel de oameni în grup, acum trebuie să recuperez faptul că pe traseu nu am prea putut să vorbesc și m-am gândit să vă fac acest cadou prin care să vă spun suav, noapte bună. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper că aceste vorbe foarte tandre, inevitabil, că nu pot să le rostesc altfel, să ajungă la voi și să vă mângâie înainte de culcare, să vă facă somnul mai dulce și mai romantic și poate un pic erotic. Noapte bună! Am uitat să vă spun, dacă tot beneficiez zilele acestea de o voce absolut incredibilă, cum n-am mai avut de la ultima Răgușeală și până acum, și pentru că în această perioadă s-au mai relaxat restricțiile, vreau să știți un lucru foarte important care vă poate fi de folos, și anume sunt disponibil pentru nunți, botezuri și cumetrii dacă, dacă vreți să aveți o coloană sonoră live, cine știe, la diverse evenimente în familie, în timp ce faceți sex sau depinde ce ocazii speciale aveți. Acum, cu ocazia relaxării restricțiilor, puteți să apelați la mine cu încredere. Dar cred că mai aveți la dispoziție doar o zi, maxim două. După aceea, la miezul nopții, fraja se desface și acest cadou primit de undeva din sus, din munți, probabil se va întoarce la locul lui și eu voi reveni la a fi aceeași cenușă reasă, cu vocea normală pe care o știți de la televizor sau de pe YouTube sau, mă rog, de pe unde, de la Mega Image. Da, deci sunați-mă, numărul meu este simplu, e cu 8989. Putem să facem împreună, să ne gândim la un repertoriu. Nu am un repertoriu prea bogat, știu doar două melodii, dar o să-mi scriu, iau orice carte, pagine de carte, îmi dați ceva, o liturghie, un calendar, ce aveți la îndemână, și eu îl voi citi cu această voce. Și sigur, va ieși ceva romantic și interesant. Și dacă nu mi s-ar fi blocat acest laptop, puteam să fac chiar acum o demonstrație. Stați un pic să încerc. Repede, repede, hai să dăm. Cred că o poezie de Mihai Eminescu ar merge foarte bine. Ia să vedem. Să exersăm. Auzi, mă, și unii voiau să iau paracetamol. Afară e toamnă, cred că da, că toamna se răcește.
Afară-i toamnă, frunza împrăștiată, iar vântul zvârlă în geamuri grele, grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri și într-un ceas gândești la viața toată. Pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri, n-ai vrea ca nimeni în ușa ta să bată. Dar și mai bine-i, când afară-i sloată, să stai visând la foc de somn să picuri. Și eu astfel mă uit din jet de gânduri, visez la basmul vechi al zânei dochii, în jurul ceața crește rânduri, rânduri. Deodată aud foșnirea unei rochii, un moale pas abia atins de scânduri, iar mâini subțiri și reci mi-acoper ochii și mă forțează să iau un paracetamol și un ceai fierbinte. Mulțumesc, noapte.